Bun găsit, dragi prieteni! În acest material vom discuta despre mudre, gesturile sacre care ne vindecă. Ideea că cele cinci elemente ale Universului, foc, aer, eter, pământ și apă, se regăsesc în corpul uman, o întâlnim la majoritatea religiilor, terapiilor alternative și a școlilor spirituale. Fiecare deget de la mână, începând cu cel mare, corespunde elementelor în ordinea enumerată, potrivit lumii orientale. Astfel, degetului mare îi corespunde focul, arătătorului îi corespunde aerul, mijlociului îi corespunde eterul, inelarului îi corespunde pământul, iar degetului mic îi corespunde apa. Deci, sănătatea pare să fie chiar în mâinile noastre. Fiecare loc în lume, fiecare cultură și tradiție au modul propriu de a vedea lumea și propria înțelegere a omului, sănătății și vieții. Medicina chineză este un exemplu de a folosi natura și legile care o guvernează pentru a înțelege lumea interioară și interacțiunea cu viața. Pentru aceștia, simptomele sunt dereglări ale ciclului energiei în organism. Fiecare individ are o structură fizică și psihică personală, peste aceasta adăugându-se condițiile de viață, felul în care a perceput aceste experiențe și felul în care s-a dezvoltat. Proveniența cuvântului mudra este sanscrita, mud însemnând bucurie, iar ra însemnând a produce. Așadar, mudrele sunt gesturi care produc bucurie și fericire. De secole întregi, mâinile sunt o sursă mult prea puțin folosită de vindecare și reechilibrare fizică, emoțională și spirituală. Mudrele sunt poziții ale degetelor care se țin într-un anumit fel și urmărește eliberarea și direcționarea energiei pentru restabilirea stării de sănătate și sau a stării de bine. Prin apăsarea, întinderea și atingerea degetelor, transmitem semnale eliberând sau direcționând energia din anumite puncte specifice. Practicate cu regularitate, exercițiile pot aduce uimitoare beneficii de sănătate. În timpul civilizației noastre, avem din ce în ce mai multă nevoie de lucruri simple, de întoarcerea la natură și elementele ei, la liniște și la confort interior. Sistemul Mudras reprezintă o cale accesibilă tuturor pentru vindecarea personală, non-verbală. Folosirea mudrelor este simplă și accesibilă oricui. Poate fi practicată oricând și oriunde, în mașină, tren, acasă sau la birou. Vă trebuie răbdare și perseverență. Există sute de mudre folosite în diverse scopuri. Eu vă voi prezenta câteva care, exersate constant, vă vor uimi cu eficacitatea lor. Jhana Mudra, mudra cunoașterii sau liniștea minții. Atingeți vârful degetului mare cu vârful degetului arătător, ținând cele trei degete întinse. Vârful degetului mare este centrul glandelor pituitară și endocrină. Când apăsăm cu degetul arătător acești centri, vom activa cele două glande, îmbunătățim memoria, prevenim insomnia și vindecăm anxietatea, furia sau depresia. Echilibrează organismele cu deficiența elementului apă și eter. Stimulează întreg sistemul nervos, întărește mușchii și inima. Se practică oriunde și oricând aveți timp. Prithvi Mudra, mudra elementului pământ sau echilibrarea corpului fizic. Atingem cu vârful degetului inelar, vârful degetului mare, ținând celelalte trei degete întinse. Sporește elementul pământ în organism și reduce elementul foc. Cum elementul pământ este componenta majoră din oase, unghii, păr, mușchi, tendoane, practica acestei mudre va întări și vindeca tot ce are legătură cu acestea. Osteoporoza, hipertiroida, căderea părului, slăbiciunea fizică. Organismul devine activ și mai sănătos, oamenii slabi reușesc să crească în greutate, iar tenul și pielea își recapătă prospețimea. Între 30 și 45 de minute de practică regulată aduce rezultate surprinzătoare.
se poate practica oriunde și oricând, deși orele dimineții sunt cele mai benefice și aduc cele mai bune rezultate. Varuna Mudra, mudra elementului apă sau echilibru apei în organism. Deși apa este formată din 2 atomi de hidrogen și 1 de oxigen, este un element de bază pentru existența vieții, atât în natură cât și pentru corpul omenesc. Deshidratarea duce la întreruperea circuitului natural energetic și metabolic în organism, cu rezultate grave pentru sănătate. De asemenea, excesul de apă poate crea leziuni renale și probleme cu somnul. Cantitatea apei este și ea importantă, precum și a celorlalte lichide consumate, de preferat preparate proaspăt și cu ingrediente cât mai naturale. Această mudră echilibrează conținutul de apă și previne toate bolile care apar din cauza lipsei de apă. Printre beneficiile sale se află și păstrarea calității sângelui, prevenirea durerilor de gastroenterită și a contracțiilor musculare. De asemenea, ajută în tratarea uscăciunii ochilor, a gâtului, pielii, psoriazis, dezechilibru hormonal, constipație. Atingem cu vârful degetului mic, degetul mare, ținând cele 3 degete întinse. Practicată regulat, timp de 15 minute de 3 ori pe zi, garantează un rezultat foarte bun în tratamentul problemelor enumerate mai sus. Vayu Mudra, mudra elementului aer sau echilibrarea aerului în organism. Oxigenul este un alt element important pentru menținerea vieții și a sănătății. Lipsa aerului duce treptat la modificarea respirației, la stres, creșterea pulsului și a tensiunii arteriale. Practicată zilnic timp de 45 de minute, reduce severitatea bolii și previne toate bolile care apar în urma dezechilibrului de aer. Pentru rezultate mai bune, se practică zilnic timp de 2 luni. Se obțin beneficii în vindecarea reumatismului, artritei, gutei, Parkinson și paralizie. Este folositoare în spondiloza cervicală, paralizia feței și torticolis, corectează flatulența. Pentru realizarea acestei mudre, mențineți arătătorul pe baza degetului mare și apăsați cu degetul mare, ținând cele 3 degete drepte. Surya Mudra, mudra soarelui. Căldura și bucuria care oferă siguranță și libertate exprimării. Soarele este astru fără de care viața nu poate exista. El sprijină viața și este nemuritor pentru că răsare și apune la nesfârșit. El este căldură, lumină, viață, creștere, existând înainte de oameni și tot ce există în lume. Este simbolul regalității. Strămoșii noștri daci îl considerau primordial, binefăcător și dătător de viață. Soarele reprezintă începutul și sfârșitul în toate culturile. Soarele este bucuria vieții, cu toți facem diferența între o zi însorită și una mohorâtă. Practicând această mudră, se ascultă centrul glandei tiroide. Se reduce colesterolul și ajută la reducerea în greutate, reducând anxietatea și corectând problemele legate de indigestie. Se realizează astfel. Îndoind inelarul și apăsându-l cu degetul mare, ținând cele 3 degete drepte. Stimulează glanda tiroidă și ajută la buna funcționare a acesteia. Orice disconfort simțit în practica acestei mudre, mai ales la menținerea celor 3 degete drepte, este un semn al dezechilibrului hormonal. Se practică între 5 și 15 minute de 2 ori pe zi. Mudra vieții, refacerea fluxului energetic. Principiul de bază al acestei mudre și al acestor tradiții este refacerea circulației energetice în organism. Tensiunile acumulate în mușchi sau țesuturi pot împiedica o circulație corectă a energiei, a sângelui și a limfei, determinând o acumulare de toxine și, implicit, producerea bolilor, problemelor funcționale sau încetinirea procesului de vindecare. Așa cum este și numită, mudra vieții îmbunătățește puterea de viață. Oamenii slabi devin puternici, reduce îngroșarea vaselor de sânge. Dacă practicăm această mudră cu regularitate, vom deveni mai activi. Sedentarismul este o cauză importantă în blocajele circulației energiei vieții. Mișcarea face să circule energia, la fel și mudrele. Această mudră se execută
îndoind degetul inelar și cel mic și atingându-le vârfurile cu degetul mare, ținându-le pe celelalte două întinse. Acest exercițiu îmbunătățește imunitatea, reduce bolile legate de ochi, elimină deficitul de vitamine și oboseala. Se poate practica oricând. Mudra digestiei, eliberarea toxinelor. Se practică atingând cu degetul mare, degetele mijlociu și inelar, care sunt îndoite și ținând celelalte două degete întinse. Un rol important în sănătatea noastră ca întreg o au toxinele fizice, mentale și emoționale. Deși suntem obișnuiți să recunoaștem că deșeurile alimentare este necesar să fie evacuate zilnic, nu acordăm o la fel de mare importanță gândurilor care ne fac rău și emoțiilor negative care se acumulează în corpul nostru și dau naștere la boli. De multe ori, când ne simțim rău, fără o cauză anume sau un simptom localizat, dacă vorbim cu cineva despre ce ne frământă, dacă ne relaxăm sau facem ceva pentru sufletul nostru, starea se schimbă și ne simțim mai bine. O bună circulație limfatică a energiilor și drenajul sistemului digestiv prin metode de detoxifiere schimbă complet starea noastră. Moda digestiei joacă un rol important în sănătatea noastră, reglementând sistemul excretor. Practicată zilnic pentru 45 de minute sau practicând mai mult timp, aduce beneficii mari. Reglementează diabetul, vindecă constipația și hemoroizii, ajută ca procesul de excreție a deșeurilor să se producă regulat. Suntem obișnuiți să căutăm remedii medicale rapide sau intervenții chirurgicale prin care să vedem rezultatele imediat. În general, se recomandă practicarea acestor mudre timp de 45 de minute pe zi, împărțite în 3 ședințe de câte 15 minute pentru eliminarea problemelor cronice. Totuși, putem începe prin a realiza o mudră timp de 10 respirații, ceea ce echivalează cu un minut, iar apoi să creștem progresiv durata execuției. Respirația este și ea foarte importantă. Atunci când expirăm profund, pe lângă dioxidul de carbon, mai liberăm și energia deja utilizată. Este important să expirăm complet de câteva ori înainte de a executa o mudră pentru a face loc energiilor pe care le dorim. De asemenea, este bine să prelungim pauza dintre inspirație și expirație, deoarece puterile interioare se amplifică în cadrul lor. Este important să dăm respirații un ritm egal, lent, profund și confortabil. O muzică relaxantă poate ajuta în acest sens. Tradițiile medicale alternative, în care se încadrează și mudrele, lucrează după alte principii holistice. Vizează întregul, nu doar partea afectată, și necesită o perioadă de timp mai îndelungată pentru ca mecanismele de autovindecare ale trupului să se activeze și să restabilească starea de sănătate, deși uneori se pot obține și rezultate imediate. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale interesante și utile, de aceea vă rog să vă abonați.